ziua, elevi! Astăzi ne aflăm la lecția numărul 5, istoria universală și românilor în clasa 9. Eu mă numesc Pavel Cerbușcă, sunt profesor de istorie și educație în societate. Îți propun să analizăm astăzi tema numărul 5, care se numește Mișcarea Națională a Românilor din Basarabia și teritoriile din stânga Nistrului în anii 1907-1918. Această lecție este parte componentă a unității numărul 1, unde vorbim despre primul război mondial și formarea statului național unitar român. La începutul lecției îți propun ca de obicei câteva întrebări pentru evocare. Când și în ce condiții a fost anexată Basarabia de către Imperiul Rusiei? Îți amintești? Atunci când a fost organizat războiul din 1806-1812 între Imperiul Otoman și Imperiul Rusiei. Ce politică urmărea țarismul pe teritoriile anexate la Imperiu? Și care era situația în Basarabia în secolul IX și începutul secolului XX? Ca și obiective operaționale, îți propun să explicăm politica de deznaționalizare și rusificare a Basarabiei țariste, să descriem manifestările mișcării naționale în Basarabia și teritoriul din stânga Nistrului în anii 1907-1918 și să apreciem contribuția personalităților marcante la mișcarea națională din Basarabia în această perioadă. Trei criterii de analiză vom avea: politica de deznaționalizare și rusificare a țarismului în Basarabia, câteva acțiuni ale mișcării de rezistență în perioada 1907-1918, personalități notorii ale mișcării de afirmare națională a basarabenilor. Cele mai multe evenimente în această perioadă erau descrise pe paginile ziarilor, o parte din ele le-am analizat pe parcursul lecției. Care era caracterul mișcării de liberare națională a românilor din Basarabia în această perioadă? În primul rând, mișcarea de liberare națională a românilor se referea la un amplu proces național și social de emancipare de subjugul țarist al locuitorilor de etnie română dintre Prut și Nistru, dar și a unor localități din stânga Nistrului. Procesul de deznaționalizare și de rusificare forțată a Basarabiei, promovat de țarism în această perioadă, a întâmpinat o rezistență puternică din partea populației locale majoritare. Această mișcare a românilor de peste Prut a avut o particularitate specifică, promovată și de autoritățile ocupate ale Rusiei. E bine să știi că în 1907 în Basarabia au loc ample manifestări cu caracter social și național. Au avut loc foarte multe adunări, mitinguri, demonstrații, în cadrul cărora sunt formulate anumite reivindicări față de autoritățile țariste. Pe harta alăturată vedeți că aceasta este regiunea care aparținea Imperiului Țarist și ea se numea Gubernia Basarabia cu centrul la Chișinău. Care era situația populației Basarabiei în componența Imperiului Rusiei? În ciuda faptului că basarabenii și-au păstrat limba română, obiceiurile și-au cultivat legendele, diferite manifestări naționale totuși erau reduse ca număr doar datorită faptului că o parte mare din populație era ținută departe de băncile școlilor, fiind în același timp presați de o administrație țaristă care era străină. Mărimea locală în această perioadă era de cel mai multe ori un aliat prețios al administrației rusești, totuși Basarabia rămâne un loc de plecare al unor mari personalități care au sprijinit dezvoltarea românismului de pretutindeni. De exemplu, îl putem aici numi pe Vasile Stroiescu, care era o personalitate cunoscută de consolidarea spiritualității românești și înainte de izbucnirea primului război mondial, prin intermediul băncii Albina din acea perioadă, el a donat o sumă de aproape 1 milion de coroane românilor și acești bani au fost folosiți pentru consolidarea mișcării de eliberare națională. Cu referire la situația din Basarabia, îți propun să analizez și să studiez câteva opinii, special cele ale marelui istoric Nicolae Iorga, care a vizitat Basarabia în acea perioadă și el spunea că a avut impresia că se întoarce în timp câteva secole în urmă, deoarece comunicațiile erau puține, orașele erau pline de ghetouri, iar satele erau izolate, retrase în tradițiile lor seculare. Politica de deznaționalizare țărânului în Basarabia se manifesta prin faptul că populația rusească era concentrată mai ales în centrele urbane și era formată în cea mai mare parte din funcționari și ofițeri, în timp ce alții erau aduși din restul Imperiului pentru a coloniza Basarabia. Autoritățile rusești organizau sărbători ale românilor basarabeni în Siberia, în Caucaz, Turkmenistan și în alte regiuni. Politica de rusificare a basarabenilor nu a avut totuși un mare succes. Acest lucru a fost scos în evidență de funcționari, ofițeri și scriitori ruși care, ajuns pe meleagurile basarabene, analizau situația dată. Unul din aceste ziare din perioada dată era Cuvânt Moldovenesc, unde erau
deschise situații. Sigur că mai mult proslăveau Imperiul Țarist, autoritatea țaristă, dar printre ele se scăpau și anumite opinii ale intelectualității rusești. Cum era promovată conștiința națională în perioada dată? Sigur că interesul pentru Basarabia creștea tot mai mult în România. O seamă de informații apăreau pe paginile ziarelor românești, de exemplu în publicația Basarabia, care a apărut la București. Încă în anul 1890 s-a înființat societatea Milkov a românilor din Basarabia, care a fost condusă de Bogdan Petriceicu Hdău. De asemenea, o serie de basarabieni au trecut clandestin Prutul, căutându-și adăpost în România din acea timp, însă vigilența autorităților rusești a împiedicat fuga în număr mare peste Prut a românilor basarabieni. În acest context este bine să știi că capitala Basarabiei, Chișinăul, a devenit centrul principal al organizării și conducerii întregii activități naționale a românilor basarabieni. Aici au avut loc adunări a preoților basarabieni din Chișinău, apoi și a altor intelectuali. Presa română din Basarabia descria foarte multe evenimentele din această perioadă. În rezultatul legăturii stabilite de Gheorghe Ghicu, în scurta vizită făcută în România, studenții moldoveni primeau ziare, cum ar fi Adevărul, Universul, Apărarea Națională, revistele Albina și Semănătorul. În jurul publicației intitulate Basarabia se găseau grupați cei mai mulți intelectuali basarabeni care se ridicaseră de rândurile răzășimii ale clerului și târgovieților și care la izbucnirea Revoluției s-au grăbit să se întoarcă acasă de prin centrele rusești, unde activau în calitate de profesori, avocați, clerici, studenți. Îți propun în acest context să cercetezi și să identifici din surse suplimentare informații despre personalitățile din Basarabia care și-au adus contribuția la renașterea națională la începutul secolului 20. Care erau principalele consecințe a evenimentelor politice din Rusia care au avut loc în anul 1917 pentru Basarabia? Deci izbucnirea Revoluției din februarie a deschis perspective ale eliberării Basarabiei sub dominația rusă. Slăbirea puterii centrale a țarismului, dezordinea și haosul au creat condiții favorabile pentru autodeterminarea Basarabiei. Tot acum s-au întreprins și unele acțiuni de organizare a românilor basarabeni aflați în diferite centre din Rusia. Astfel, la Odessa, studenții basarabeni au întocmit un manifest intitulat Către cetățenii pământeni, la care l-au răspândit în rândurile militarilor români basarabeni. De asemenea, este important și faptul că Revoluția din februarie din 1917 din Rusia a fost urmată de trezirea conștiinței naționale a popoarelor asuprite de la periferii, având un larg răsunet și în Basarabia și în alte regiuni, precum au fost în Prebaltica, Ucraina, Belorusia și altele. Cum a crescut conștiința națională în Basarabia în această perioadă? Pe măsură ce evenimentele înaintau, mișcarea națională din Basarabia apare ca o frământare adâncă a întregului popor, ca o suflare formidabilă a maselor mari, ca o acțiune colectivă a poporului. La începutul anului 1917 a luat ființă la Chișinău Societatea Națională, care a stat la baza constituirii Partidului Național Moldovenesc în frunte cu marele patriot Vasile Stroiescu, în rezultatul mai multor consfătuiri ale intelectualilor din Chișinău, la redacția ziarului Cuvânt Moldovenesc. În cazul dat, programul Partidului Național Moldovenesc prevedea autonomia politică și administrativă a Basarabiei, acordarea statutului de limbi române drept limbă oficială, împrăptărirea țăranilor cu pământ, învățământul obligatoriu și gratuit în limba română, autonomia bisericii, serviciu militar în regiune. Important este evenimentul de convocare a Sfatului Țării în această perioadă. La Congresul Militarilor Moldoveni din octombrie 1917 s-a decis convocarea Sfatului Țării, un organ suprem al puterii de stat în Basarabia. Mandatele în Sfatul Țării au fost repartizate în felul următor: 70% pentru români și 30% pentru grupurile etnice conlocuitoare. Sfatul Țării și-a început activitatea la 21 noiembrie 1917. A fost prima zi care o memorăm pentru că este o zi importantă și aceasta a avut loc în incinta liceului de băieți din Chișinău. Președintele al Sfatului Țării în această perioadă a fost ales Ion Inculeț. În cadrul Sfatului Țării s-a constituit mai multe fracțiuni, printre care cel mai influent era cea moldovenească. Important este și faptul că Sfatul Țării a constituit un factor important în mișcarea națională din Basarabia și a contribuit la consolidarea autodeterminării regiunii. În continuare vom vorbi despre crearea Republicii Democratice Moldovenești. La 7 noiembrie 1917 în Rusia a avut loc lovitura de stat a bolșevicilor, conduși de Lenin.
La 2, 15 decembrie 1917, Sfatul Țării a proclamat oficial Republica Democratică Moldovenească. Președinte a fost ales Ion Inculeț, iar puterea executivă s-a atribuit unui sfat, unui consiliu al directorilor, avându-l în frunte pe Pan Erhan. La 22 decembrie 1917, Consiliul de Ministri al României a hotărât ca armata română să înceapă curățirea teritoriului național de trupele rusești. Știm că în această perioadă armata rusă se găsea în haos. În acest context îți propun să studiez următoarea opinie. Populația civilă a primit cu bucurie armata română la sfârșitul anului 1917, condusă de generalul Ernest Brânșteanu. Interesantă este în acest context declarația unui profesor universitar rus, și anume, el spunea că nu avem ce căuta aici în pământul Basarabiei. Pământul Basarabiei nu este pământ rusesc, este pământ moldovenesc de moși strămoși. Aceasta este opinia unui intelectual din Rusia și asemenea opinii erau mai multe în perioada dată. În ce constă specificul conștiinței naționale a moldovenilor din stânga Nistrului? În timpul primului război mondial cunoaștem că mii de cetățeni din stânga Nistrului au fost înrolați în armata rusă. Contactele pe care le aveau acești militari cu cei români pe front i-a convins că totuși românii basarabeni și cei din stânga Nistrului fac parte într-un singur popor. Mulți s-au convins de aceasta prin comunicarea, prin limba comună, prin anumite tradiții care le aveau. În anul 1917, Partidul Național Moldovenesc și-a extins activitatea și în stânga Nistrului, unde a promovat valorile naționale ale românilor. Printre delegații, Congresul Militarilor Moldoveni din octombrie 1917 făcea parte și soldați originali din stânga Nistrului, liderul lor fiind Tudor Jalbă. La 7-18 octombrie 1917, la Tiraspol și-a ținut lucrările Congresul Românilor Transnistreni, care s-au pronunțat pentru utilizarea limbii române în școală, pentru justiție și pentru biserica autonomă. De asemenea, se preconiza utilizarea alfabetului latin. Am ajuns la etapa de autoevaluare a lecției de astăzi și îți propun să te gândești la următoarele sarcini. Pentru a demonstra, în primul rând, cunoștințele tale, să răspund la următoarele întrebări. Care au fost cauzele intensificării politicii de rusificare și deznaționalizare a țarismului în Basarabia și, sigur, și consecințele acestui proces? Care era scopul mișcării naționale a românilor din Basarabia și teritoriile din stânga Nistrului? În cadrul rubricii demonstrează că poți, îți propun următoarele sarcini. Să exemplifici câteva din manifestările de rezistență a populației din Basarabia politicii țarismului, să descrii cum evenimentele din Rusia din 1917 au influențat caracterul mișcării naționale din Basarabia. La rubrica Acționăm împreună îți propun să determini rolul Partidului Național Moldovenesc în mișcarea de liberare națională a românilor basarabeni. De asemenea, îți propun să formulez o concluzie despre aportul personalităților notorii în această perioadă, în primul rând Constantin Stere, Pantelimon Halipa, Ion Pelivan, Ion Inculeț și alții în mișcarea națională din Basarabia în anii 1917-1918. Consider că lecția de astăzi este foarte importantă pentru istoria neamului, așa cum a pregătit terenul pentru Marea Unire care a avut loc în anul 1918. Îți doresc succes și te aștept la lecția viitoare. Numai bine!